Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Business Up. Astăzi am plăcerea de a-l avea în calitate de invitat pe Eugen Cozonac. Cu o carieră de peste 25 de ani, Eugen Cozonac a ocupat funcții de conducere atât în sectorul public cât și în cel privat, fiind implicat în diverse proiecte care au avut un impact semnificativ asupra economiei naționale. Eugen Cozonac este fondatorul unei firme de planificare financiară și gestionare a investițiilor de piață de capital din SUA. Anterior a deținut funcția de șef al Agenției Proprietății Publice de Republica Moldova și a fost cofondator al Yendava, una dintre cele mai mari companii de IT din Moldova. Eugen, te salut în studioul Business Up și mă bucur foarte mult să te revăd. Mă bucur să te revăd, mulțumesc pentru invitație. Hai să începem cu începuturile, pentru că începuturile sunt mai multe. Așa cum am anunțat, tu ești unul dintre cofondatorii Yendava, încă de prin începutul anilor 2000. Din 2000, da. O companie care este o referință în sectorul de IT și a făcut, putem să spunem că istorie, nu? La capitolul inclusiv cât valorează acum compania în piață versus cât a mai valorat, a trecut de $1 miliard, ca și valoare. Și, nu știu, putem să-i spunem ca un prim unicorn în piața Republica Moldova sau care a răsărit aici cumva? Da, primul unicorn din țară, dar și prima companie listată pe bursă de valori din vest, din Moldova. Am înțeles, da. Chiar și în Republica Moldova, mă uitam la cifrele Yendava acum, a ajuns la aproape $1 miliard, cel puțin în Republica Moldova, dar acum este prezentă practic pe toate continentele, cu excepția Africii, bănesc. Da, exact. Prin 2018 îmi spuneai că ai făcut și un exit din lista de acționari, deși ai rămas în minoritate ca și investitor acolo. Cum ai decis din sectorul privat, din IT, din experiența inclusiv cu startup-uri pe zona de securitate cibernetică, să te, în ghilimele spun, aventurezi într-o poziție publică la Agenția Proprietății Publice, acolo unde, nu știu, sunt foarte, foarte multe probleme și foarte, foarte multe provocări. Anume asta și m-a interesat, provocările și oportunitatea de a avea un impact pozitiv care se răsfrânge asupra țării, asupra anumitor sectoare economice și pentru mine provocarea este foarte importantă. Am și o toleranță de risc mai mare și chiar mi s-a părut că serviciul public este ceva care fiecare om ar trebui să aprecieze, să încerce dacă poate, dar a fost o experiență unicală, foarte apropiată de experiența mea de antreprenor, de lansarea ceva nou. Eu cred că țara Moldova este un startup, fiindcă suntem în perioadă de tranziție deja de 30 de ani și încercăm să găsim calea noastră corectă în lume, în sens economic, în sens politic și mă bucur că astăzi țara Republica Moldova are o destinație mai clară spre UE și eu cred că noi toți ar trebui să avem acest sens de dorință de a vedea o transformare și atunci când participi într-o transformare individual, simți că viața are sens, este o satisfacție personală că ai avut un impact în societate. De aceea, când mi s-a oferit să vin la APP, am crezut că, da, chiar este un rol care pot să-l fac bine, din experiența care am avut-o. Trebuie să spun că, ajungând în funcție, am descoperit că lucrul este mult mai complex. 30 de ani de dezvoltare, inacțiune, uneori de lapidare, au avut un efect. Așa, spunem cum se cheamă, că așa a fost. O treime din întreprinderile de stat sunt în insolvabilitate, deci este nevoie de o restructurare aproape la toate întreprinderile, este nevoie de reorganizare la întreprinderi care sunt funcționale și au profit, dar ceea ce am accentuat în efortul meu era să ne asigurăm că întreprinderile, mai ales cele strategice, au o echipă foarte bună. Eu cred că atât la stat cât și în privat, cel mai important factor care poate să garanteze un succes sau să ducă spre un succes, că nimic nu garantează, dar cel mai important lucru este să ai o echipă puternică de oameni calificați, oameni care au o dorință de a lucra și a învăța. Moldova, după cum știi foarte bine, chiar are nevoie de mai mulți specialiști, mai mulți oameni și este important să creștem manageri, să creștem profesioniști și asta am descoperit. Am descoperit la APP oameni care doresc să învețe, doresc să cunoască și cred că la anumite întreprinderi am reușit să punem o echipă de conducere foarte bună, care astăzi arată că sunt
niște performanțe economice foarte pozitive. Bun, chiar dacă experiența ta la conducerea PP nu a fost una lungă, a fost și într-o perioadă mai complicată și tumultoasă, tot ce s-a întâmplat și inclusiv în sectorul gazier, schimbările care trebuie să fie făcute, a fost o provocare mare și înțeleg lucrul ăsta. Tu ai locuit mai mulți ani în Statele Unite ale Americii. Cu ce experiență ai venit de acolo? Pentru că ai avut experiența în DAV aici în Moldova, deci ai început aici, după care ai plecat în state, după care ai revenit în sectorul public pentru poziția respectivă. Ce ai învățat în Statele Unite ale Americii și ai reușit să aplici în Republica Moldova, adică în afaceri, acolo ca investitor, cu experiență deja, și ai reușit să implementezi în APP. Echipa ai menționat că e un activ de bază, da? Mulți antreprenori nu dau echipei atât de multă importanță, precum dau poate clienților, tranzacțiilor, banilor care intră, da, adică resurselor, și mai puțin echipe acum. Tu ai menționat echipa. Ce alte ingrediente ar mai fi necesare pentru a dezvolta atât sectorul public cât sectorul privat? Ce ne lipsește și ce putem să construim aici, la noi? Eu am plecat în SUA la începutul anilor 90, la studii. Am făcut studii de licență, apoi m-am întors în țară și, de fapt, am început antreprenatul în Moldova cu un set de valori deja care le-am preluat din SUA. Sunt valori destul de simple, onestitate, loialitate. Sunt mai multe valori care sunt utile atât în societatea americană în general, dar și se transformă într-un fel, într-un set de valori pentru afaceri și alte domenii ale societății. Și am încercat să reflect aceste valori în tot ce fac eu. A ajutat foarte mult că am avut câțiva mentori din vest, în Marea Britanie, în SUA, care m-au ghidat, mi-au dat niște sfaturi pe care le-am preluat și probabil că, în afară de echipa pe care o construiești, o aduni la o afacere, este important să înțelegi că în viața ta ai nevoie de persoane în care tu investești, pe care îi crești, persoane cu care poți să lucrezi împreună, deci de egal la nivelul tău de dezvoltare, de cunoștință, dar ai nevoie să fii și puțin umilit, în sens că să nu crezi că știi tot. Să te înconjori de oameni care știu mai mult ca tine. Adică să fii modest și umil, în sensul modest, bun, exact, cuvântul. Adică. Exact, da. Și atunci când nu știi ceva, să cauți răspunsul și să dai întrebări. Cred că aceasta am încercat să comunic colegilor, este că să nu facem niște presupuneri și să mergem pe o cale greșită. E foarte important permanent să dai întrebări. Să fii curios, okay, să fii modest și să cauți ajutor. Fiindcă atunci când ne uităm care este elementul de succes a companiilor care au avut un succes, o creștere foarte rapidă, s-a demonstrat de fapt că abilitatea echipei de conducere de a căuta resurse adiționale în afara de ceea ce știu ei, ceea ce pot ei, să accepți că ai o limită și pentru a merge la următorul pas în ceea ce vrei să faci, unde vrei să ajungi, uneori este nevoie de un partener, de o altă echipă, de alte resurse. Și atunci când noi deschidem ușa larg pentru comunicare, pentru interacționare cu alte persoane care poate astăzi nu doar să avem comunicare ca să beneficiem de cineva, ci să avem o comunicare obișnuită, continuă, pentru că într-o bună zi noi putem fi utili cuiva și altfel putem să învățăm de la altcineva ceea ce ne va ajuta la momentul crucial în dezvoltare. Așa și este. Fiindcă la fiecare etapă de creștere, deci trebuie să fie o transformare, de fapt, a organizației, a întreprinderii și pregătirea atât agențiilor de stat, companiilor private, să înțeleagă, deci când ajungi la acel plafon de abilitate a echipei, unde este acea limită care te oprește să mergi mai departe și să o cauți în exterior, să găsești un partener, să crești. Ok. Bun, după experiența de la Agenția Proprietății Publice, ai decis să rămâi încă în Republica Moldova, încă? Sau ești în Republica Moldova? Sunt în Republica Moldova. Ai început o nouă direcție pe zona de investiții.
o companie de consultanță pe zona de investiții financiare, da, de consultanță financiară, și focusul acum este pentru a ghida pe cei care dispun de resurse financiare sau își doresc să devină investitori sau să guste din pâinea aceasta investițională, una dintre cele mai dezvoltate piețe de capital, sau cea mai dezvoltată piață de capital, SUA, da? Acolo unde, într-adevăr, ai o sumedenie de instrumente de investiții în dependență de cât de mult vrei să câștigi și cât de mult vrei să riști, adică să pui la bătaie ce miză ești dispus. Cum ai făcut transferul ăsta de la proprietate publică, deși în sectorul privat ai lucrat toată viața, ești investitor, de ce ai decis anume să pornești în acest domeniu și dacă ăsta e, în opinia ta, un viitor unicorn, nu știu, îl vezi ca o afacere conexă, auxiliară sau e o afacere de bază acum pentru tine? Foarte bună întrebare. Eu am ieșit din serviciu public cu fermă convingere că Moldova are potențial, Moldova are bani. E foarte straniu să spun acest lucru, dar dacă ne uităm la statistica... Te referi la cifrele din bilanțurile companiilor publice și private? Depozite bancare, de exemplu. În conturi s-ar putea să nu aibă nimic. Astăzi, dacă ne uităm la statistica băncii naționale, ultima informație este din luna mai, atunci moldovenii, persoane fizice, țin în depozite bancare fără dobândă 20 de miliarde de lei. Așa, adică este, am verificat și eu statistica. Aproape un miliard de euro. Atât în valută cât și în, da, cât și în lei. Deci, cam așa e. Un miliard de dolari. Un miliard de euro, euro, da, chiar mai bine, da, de atât. Exact. Dar în depozite bancare cu dobândă, la termen sau fără termen, sunt în jur de 50 de miliarde de lei sau 2,5 miliarde euro. Deci noi în țară... Banii de la Saltea, că nu sunt toți banii disponibili aici. Acestea din bancă. Dublu și mai sunt încă și bani la Saltea care nu știm care sunt ei. Sau proveniența lor. Asta nu o să întrebăm. Da, e o întrebare la fel de importantă. Exact. Și atunci experiența mea a fost că în Moldova sunt bani, dar lipsește cunoașterea cum să facem ca acești bani să crească. Adică multiplicarea banilor. Multiplicarea lor și reinvestirea în economia țării. Deci provocarea care mi-am propus-o pentru mine este să găsim niște mecanisme ca să permitem cetățenilor sau concetățenilor noștri să-și crească averea, să-și multiplice averea. Și atunci eu cred în meritocrație. Eu cred că noi trebuie să cerem cele mai bune servicii, cele mai bune produse. Să nu ne satisfacem cu niște lucruri care nu sunt de calitate cea mai înaltă. Noi merităm cel mai bun și trebuie să cerem servicii de înaltă calitate. De aceea am propus ca să facem un mecanism care oferă fiecărui moldovean oportunitatea să-și multiplice averea pe cea mai dezvoltată piață din lume, pe bursa de valori din Statele Unite. Având cunoștința de investitor pe acea bursă din SUA deja de mai mult de 10 ani și cunoscând care este cadrul reglementar, deci am creat o companie în Statele Unite și una în Moldova. Chiar dacă legea despre consultanță pe investiții din Moldova este din 2019, totuși compania noastră Beyond Investments este prima companie și unica din țară care este consultanță de investiții licențiată la Comisia Națională a Pieței Financiare. Și de aceea, fiind primii, eu cred în competiții, eu cred că ar fi foarte bine să fie și alte companii, dar fiind primii, noi de fapt ajutăm și colegii de la CNPF și alte instituții a statului să înțeleagă care este procedura corectă de reglementare a acestei pieți, fiindcă ne dorim o piață de capital funcțională în țară. Aș vrea foarte mult să pot să recomand clienților noștri să investească și în companii din Moldova. Sunt anumite limitări. De exemplu, în SUA, pe piața de valori, fiecare companie este obligată să livreze raportul auditat fiecare trimestru. Și atunci ai siguranță care că... sunt state și public, da. De acțiunile oricui exact. Este interesat. Și ai o siguranță. Încredere este cel mai important lucru în investiție. Să știi că informația este veridică, este la ora dată, deci nu este învechită sau distorsionată. Și asta ne dorim ca să fie anumite mecanisme, niște procese care permit cetățenilor noștri să știe că chiar și companiile moldovenești livrează informația corectă, este o transparență, este o guvernanță corectă și sunt niște instrumente de încredere în care putem să știm că banii noștri nu se vor pierde, dar se vor multiplica. Noi începem cu piața americană,
suntem reglementați sau licențiați pe piața americană și piața moldovenească și orice cetățean poate să vină să investească în conturi individuale pe acea piață. Funcția noastră este să înțelegem foarte bine cine este clientul și ce lipsește la noi, cred că la toți, inclusiv și eu pot să învăț mai mult lucru, multe lucruri. Este important să avem o educație financiară bună pentru toate categoriile din populația noastră. Trebuie să începem să ne asigurăm că copiii care acum termin școala și intră viața de adulți știu ce înseamnă să compari ofertele de ipotecă, să știi ce înseamnă credit, să știi ce înseamnă dobândă, să știi ce înseamnă inflație. Fiindcă atunci când pui banii la un depozit și crezi că ei acolo sunt siguri, de fapt pierzi din valoarea lor. La o inflație de 3-4% anual, peste un an poți să cumperi cu 5% mai puțin. Deci asta este definiția inflației, este pierderea abilității de a cumpăra același produs în perioada anumită. Educația financiară sau lipsa educației financiare e mama relilor, eu cred că Republica Moldova și peste tot în țările care sunt sărace, pentru că nu știm să prietenim cu banii, nu avem o relație pe măsură cu banii. Și plus la aceasta mai ne place să acceptăm toate dogmele care există, cu toate vorbele de genul ochiul dracului și tot așa mai departe. Adică banii sunt în rădăcina relilor. Nu, e gândirea omenească cea care face banii rei. Banii sunt, de fapt, resursa pentru a obține alte lucruri. Da? Deci doar sunt un instrument. Vreau să te întreb. Uite, tu am menționat cifrele despre depozitele la vedere, depozitele persoanelor fizice. Companiile, la fel, țin foarte mulți bani. Adică Iancu Guda din România spune că mi-a părut interesantă definiția asta, un cash puturos, da? Sau un bani numerar puturos. Adică puturos în ce sens? Lenos, că nu produce bani. Da? Deci, nu produce capital pentru cel care îl deține și atunci trebuie să ne gândim cum multiplicăm banii ăștia, pentru că asta înseamnă că banii ăștia stau fără treabă, nu produc efect în economie, respectiv nu avem nici creștere, nici dezvoltare și nu avem o creștere pentru un nivel de trai a tuturor. Cum crezi și ce arată studiile voastre, analizele? Da? Ok, noi vedem că avem un sold de 1 miliard, da? Sau 2 miliarde disponibile potențial. Câți din clienți sau care crezi că este valoarea banilor care sunt disponibili? Adică sau numărul oamenilor sau potențial investitori care sunt disponibili și caută o soluție pentru acești bani activ. Adică sunt gata și caută o soluție și dacă ea este credibilă, sunt gata să investească. Din experiența voastră acum, voi deja sunteți în piață cu acest startup, hai să-l numim așa, da, pe zona de investiții, aproape un an. Care este feedback-ul din piață pe care îl primiți voi? Adică ce ipoteză ați testat, de exemplu, da? Sunt disponibil, nu disponibil, ce lipsește, nu știu, aveți toate, cadrul legal este potrivit? Foarte bună întrebare. Atunci când vorbim cu clienții noștri și clienții potențiali, noi descoperim că oamenii sunt în căutarea oportunităților de multiplicare a averii. Cu regret, foarte mulți, atunci când intră pe internet și caută care sunt opțiunile de investiții sau cineva le dă sfaturi, care sunt cu risc foarte, foarte înalt. De fapt, este și o tentație ca să faci bani rapid. Atunci, dăm niște exemple. Ce alternative există la care ei se uită și voi le auziți de la ei, de exemplu? Păi da, nu știu, pot să mă duc în imobiliare, pot să mă duc în teren, în parcări, în apartamente, în spații comerciale. Nu știu dacă cineva mai mulți gândesc la hârtii de valoare de stat, obligațiuni, că nu sunt întotdeauna disponibile. Da. Aici băncile papă tot ce există. Adică noi spunem că putem cumpăra, dar în realitate nu e chiar atât de simplu. Adică e limitat pentru investitori privați. Tradițional, toți oamenii vor să aibă un acoperiș deasupra capului, de aceea investiția în imobiliare sunt foarte... Da, dar asta e mai mult o cheltuială, hai să spunem așa, că nu e o investiție, că nu produce bani. Ea este o investiție, dar este o investiție care n-ar trebui să fie cea principală, fiindcă problema cea mai mare la imobiliare este lipsa de lichiditate. Deci atunci când ai nevoie de o sumă de bani, nu poți să vinzi 3 ușe sau o fereastră, nu știu. Exact, da, mai ușor vinzi poate un apartament, da, sau nu știu. Da, chiar și apartamente. Deci e vorba de abilitatea de a accesa banii rapid. Și atunci oamenii stau cu banii la depozit bancar sau în apartamente sau merg în criptovalută. Și aceasta este o durere foarte mare pentru foarte mulți oameni, fiindcă tentația de a-ți crește banii rapid pe ceva care este poate nou și interesant, cu potențial,
dar care nu are nicio valoare de bază în spatele ei, a făcut ca foarte mulți cetățeni din Moldova să-și piardă banii. Păi da, auzim că are la bază un algoritm matematic, e viitorul, că nu o să mai fie banii de hârtie. Toți asta și are un algoritm. Spatele acceptă criptovalutele, adică au creat cadrul. Adică e un alt MMM sau... Eu cred că este un alt MMM, adică? Și fiindcă nu are nimic ca valoare. Și de aceea, atunci când vedem că cineva a făcut bani din criptovalută, înseamnă că cineva a pierdut exact suma asta. Exact, asta e. Fiindcă simplu banii se mută într-o parte în alta. Unica oportunitate de a face bani în tot acest sistem de criptovalută este pentru cei care fac tranzacții sau platformele care tranzacționează, fiindcă ei iau un procent din tranzacții și asta intermediarii, este... Intermediarii. Intermediarii, cei care fac marketingul pentru criptovalute noi și... Bine, chiar și în istorie din SUA spun că poate ar trebui să ne uităm la astfel de mecanisme dacă sunt aplicate în anumite sectoare. Și eu cred că este un potențial pe viitor, dar este foarte obscur și neclar. Dar principiul important pentru investitor este să nu investești în ceva ce nu cunoști. Și de ce, dacă cineva spune, uite, mergi la Forex, mergi la crypto și nu cunoști asta, asta e primul indice că ar trebui să nu investești în aceasta până nu te documentezi. De ce, iarăși, ne întoarcem la educația financiară. Trebuie să cunoști foarte bine în ce investești. Ceea ce facem noi la Beyond Investments este... Foarte mult, cred că 90% din activitatea noastră este educația financiară. Fiindcă este corect că atunci când noi dăm o recomandare de investiții, persoana să cunoască și este obligatoriu persoana să cunoască nivelul de risc pentru fiecare produs financiar, pentru fiecare instrument financiar. Și pentru noi este foarte important să înțelegem care sunt obiectivele personale a familiei sau persoanei individuale. Pentru că atunci când îți setezi un obiectiv financiar, știi ținta unde vrei să ajungi, atunci noi putem face planul. În recomandarea noastră facem planul. Cum, ce ar trebui să faci, cât ar trebui să investești pentru ca să ajungi la această sumă pe care ți-o dorești. Și eu cred că observ foarte mult că oamenii simplu nu s-au gândit unde vreau să ajung financiar. Ce înseamnă să am stabilitate financiară, să am independența financiară pe viitor. Noi toți știm că într-o bună zi nu o să avem job, nu o să avem un salariu și atunci din ce trăim? Sau poate avem alte obiective, să lansez o afacere, să cumpăr un apartament, să-mi asigur o moștenire pentru copiii mei. Sunt mai multe feluri de obiective de durată medie, de durată lungă și în dependență de scopurile, obiectivele financiare a individuale, atunci noi știm care instrumente trebuie să le achiziționăm, care este acel raport dintre acțiuni și obligațiuni care sunt potrivite pentru clientul dat. Și atunci dăm foarte multe întrebări, ascultăm, trebuie să ai o empatie și o răbdare să înțelegi clientul și să-i faci acea educație importantă, care se începe, de fapt, de la buget. Hai să spunem unde cheltui banii astăzi, să înțeleg de ce se întâmplă. Și asta îmi pare foarte rău, fiindcă foarte mulți tineri care au acel timp, când ești tânăr, crezi că o trăiești veșnic. Dar tinerii, din cauza că ei au 30, 40, 50 de ani până la finalitatea sau sfârșitul vieții lor profesionale, o să au acel timp ca să beneficieze de la dobânda compusă. Astfel, dacă pui un tânăr de 20 de ani, pune, de exemplu, $100 lunar într-un instrument financiar care crește la 8-10% anual, o să aibă mai mult de $1,000,000 la pensionare. Okay. Și asta e beneficiul. Hai să revenim la acest calcul după o scurtă pauză de publicitate și să discutăm un pic mai multe detalii. Prieteni, publicitate și revenim foarte repede. Prieteni, am revenit și continuăm discuția noastră cu Eugen Cozonac, ex-director APP, investitor, antreprenor și mai nou om de afaceri care vrea să educe pe plan investițional moldovenii să investească corect și eficient banilor. Până la pauză, Eugen, noi vorbeam despre posibilitatea multiplicării banilor și tu ai adus un exemplu pentru tineri care, dacă își doresc să devină milionari și dacă depun, ai dat un exemplu, $100, în ceva anișori pot să devină milionari. Da. Cu condiția că sunt consecvenți, adică lună de lună, da? Exact. An de an depun bănuții ăștia. Unde trebuie să-i depună ca să devină chiar milionari pe bune? În Republica Moldova sau unde?
sunt mai multe opțiuni. În țară, evident că avem opțiunea de a pune niște bani la conturi bancare și eu vreau să spun că este foarte important să avem și bani în conturile bancare. Fiecare om ar trebui să aibă o sumă de bani pusă deoparte pentru urgență. O pernă de salvare, da. Exact, da. Dacă îți pierzi jobul sau ceva se întâmplă, ai o urgență și ai nevoie de bani care ți-ar permite să trăiești fără venit 2, 3, 4 luni. Acești bani ar trebui să fie ușor accesibili într-un cont bancar. Restul ar fi bine ca să investim banii aceștia pe lungă durată. În Moldova avem opțiunea de a investi în valori mobiliare de stat, care sunt accesibile prin bănci sau prin societăți de investiții și, de asemenea, putem să cumpărăm acțiuni în companii din Moldova care plătesc dividende sau cresc în valoare. Iar de multe opțiuni avem pe zona asta, hai să fim sinceri. Adică este limitat. Tot exact, ce da. Poate fi câștigat, cam totul e cumpărat. Adică e la mână, la purtător, nu prea ai ce investi. Adică, practic, ne rezumăm la depozite și poate ceva hârtii de valoare de stat, dacă mai rămân de pe masa băncilor, să zicem așa, pentru că ele investesc mai activ și mai agresiv în valorile imobiliare de stat. Ce ne poate oferi piața americană? Ce fel de produse există? Să admitem, uite, eu sunt un investitor potențial, dar investitor în ce sens? Adică vreau să investesc, am o intenție, dar nu știu nimic, adică despre piață, da? Și atunci, da. Cum mă puteți ajuta voi? Adică ce aveți ca și produse? Nu știu, poate sunt produse simple, îmi spuneți și fac eu, sau pot să am încredere în voi. Adică ce tipuri de asortiment, da, de oportunități pentru investiții aveți? Pregătite deja, adică. Da. Astăzi avem foarte multe platforme online de brokeraj. A fost Revolutul, sunt alte platforme. Okay. Voi folosiți Revolutul în activitatea voastră? Noi folosim o platformă care se numește Interactive Brokers. Este a treia companie după mărime din lume de brokeraj. Este o platformă foarte utilă, cu foarte multe opțiuni. Deci prin ei se cumpără, vând acțiunile. Exact, exact. Ceea ce noi facem este consultanță de investiții, adică persoana vine la noi în birou. Ok. Uite, eu vin la voi în birou. Când vine la noi în birou. Care e prima întrebare? Avem o discuție. Prima întrebare este care sunt scopurile tale financiare? Unde vrei să ajungi? Okay. Să zicem că vreau să ajung, nu știu, la 60 de ani, acum sunt la 40, la 65, hai să ies cu, nu știu, $1,000,000. Exact. Cash să iau, adică să fac ce vreau cu ei. Da, avem câteva calculatoare unde putem să introducem toate sumele care, câți bani ai acum, câți bani ești disponibil să investești lunar. Că pornim de la 1,000,000 și încercăm să vedem cât trebuie să investim exact, zilnic, exact. Sau, nu știu, lunar, săptămânal. Da, și ne bazăm pe anumite presupuneri care, sau niște date care noi le știm. Noi nu știm viitorul, noi nu știm dacă piața o să crească în creștere foarte mare sau dacă vine o recesiune anul viitor. Absolut nu știm viitorul. Dacă cineva îți spune că știe ce o să întâmple cu o acțiune pe piață, vă mințește. Dar noi știm trecutul. Noi avem datele pe performanța companiilor și a întregii burse de valori pe o perioadă de mai mult de 100 de ani. În mediu, bursa de valori din SUA crește în mediu între 8-10% anual. De aceea, atunci când... Deci an de an toată bursa ne referim, da? Adică toate acțiunile care mediu. Sunt listate acolo, companiile chiar care... Chiar dacă vine o recesiune la fiecare deceniu, oricum, se echilibrează și se recuperează pierderile. De fapt, pierderile sunt doar atunci când vinzi acțiunile, când ai exitul din acțiunile care adică le-ai. Dacă ai rămas, nu ai avut frică, hai să vând acum că s-a ieftinit și dracu știi dacă se mai ieftinește, mai bine să vând, acolo e pierderea. Deci dacă ai răbdare, deci asta ar fi una dintre criteriile importante, să știm că principiile investițiilor, adică să ai răbdare, să ai încredere în acțiunile în care ai investit. Da, este o investiție de lungă durată, unde noi nu reacționăm la fiecare mișcare a pieței. Și ceea ce ai menționat foarte important este că chiar dacă ai acces la contul tău individual și vezi care este valoarea contului, care este creșterea sau pierderile, noi nu încurajăm investiții active. Deci clienții noștri nu intră și ne spun... Că să stai zi de zi pe telefon să vadă cât am mai crescut azi, deci m-am acces, cu atât, cu atât. Dar noi investim pasiv. Ce înseamnă investiții pasive? De fapt, ce înseamnă investiție activă? Este atunci când monitorizez în fiecare minută performanța anumitor acțiuni și să cumperi ieftin, să vin scump, deci face aceste tranzacții foarte des. Asta e investiție activă. Noi suntem cu o companie care face investiții pasive. Noi investim în fonduri supra-diversificate, astfel încât să nu fie riscul de pierdere sau dependentă de anumite companii anumite.
Și atunci când cumpărăm, când investim banii, chiar hai să spunem luăm $100 și cumpărăm o fracție, o bucățică dintr-un fond de pe piață supra-diversificat, care are 1.000-2.000 de companii în el, și chiar dacă o companie are o problemă de cash flow sau ceva s-a întâmplat reputațional, nu afectează investiția principală. Și următorul pas este să înțelegem clientul nostru care este toleranța lui de risc. Fiindcă un client poate să spună, mie tare nu-mi place să văd când merge măcar cu o zecime de procent în jos. Minunat. Atunci... Dar întrebarea asta e legată inclusiv de toleranța la risc, adică cât sunt dispus să pierd sau totuși începe de la cât vreau să câștig? Pentru că e direct proporțional, nu? Adică cât vreau să câștig mai mult de 8%, vreau 20-30%, riscul e mai mare. Corect. Sunt ok să câștig mai puțin, dar stabil și riscul e mai mic. Da, raportul de risc și câștig este foarte important. Știm că atunci când așteptăm un câștig mai mare, va fi și un risc mai mare. Și de aceea, întrebarea este nu doar unde vrei să ajungi, dar cât timp ai? Fiindcă dacă... Da, exact, cât timp mi-a rămas? Adică... Dacă ai doar 5 ani și vrei să ajungi la ceva care crește foarte rapid, sunt foarte mari, este o probabilitate foarte mare că poate să fie ceva pe piață care să nu să-ți încurcă să ajungi la obiectivul financiar stabilit. Și mai mult ca atât, atunci când persoanele sunt mai în vârstă, de obicei oamenii care au și mai mulți bani fiindcă au agonisit averea pe parcursul vieții profesionale, de aceea mai aproape de vârsta de pensionare, produsul pe care îl cumperi, instrument financiar, trebuie să fie mai sigur. Atunci trebuie să fie o proporție mai mare de obligațiuni care plătește rata de cupon stabilă și principalul nu este influențat de performanța pieței. Ok, dar și dobânda este destul de mică. Dobânda este mai mică. De aceea și e important să știm exact care este riscul, care este potențialul de câștig în fiecare instrument. Și acel mix investițional care este propus clientului trebuie să fie unul care clientul este informat ce sunt aceste instrumente, care este riscul și care este potențialul de creștere pentru a mă ajuta să ajung la acel obiectiv financiar. Am înțeles. Recomandarea voastră pentru clienți sau care ar fi răspuns la întrebarea cât de puțin, cu cât, care este acel puțin sau mult cu care pot să intru în biroul vostru ca să mă consiliați pe zona de investiție? Adică de la cât începe investiția? Da? Adică sau da. Ce sumă ar trebui să fiu dispus să investesc? Foarte bună întrebare. Acest serviciu de obicei este oferit persoanelor care au o sumă anumită economisită deja și este o investiție corespunzătoare, fiindcă pe piață sunt instrumente care nu le poți cumpăra cu $10. Deci este vorba de câteva zeci de mii de dolari care este necesar pentru ca să le cumperi. În același timp, noi știm că în Moldova noi avem foarte multe categorii profesionale care astăzi nu contribuie la fondul social și nu vor avea o pensie în viitor. De aceea, pentru mine, care am activat foarte mult în sectorul IT, e important ca și domeniul IT, unde tinerii unde au salarii buni. Specialiști în domeniul IT, care nu plătesc în fondul social. Exact. Din cauza că companiile sunt situate în parcul IT, sunt scutite de impozite, în afară de acel procent de 7% anual, care este un beneficiu și este un aspect foarte atractiv pentru companii ca să vină în Moldova în parcul IT, dar într-un fel este în detrimentul angajaților, fiindcă atunci ei nu au acces la potențialul de a avea o pensie de stat în viitor. Și astfel, tinerii de azi... Voi ați avut discuții cu specialiștii IT, cunosc aspectul ăsta și, de exemplu, care este nivelul lor de educație financiară? Pentru că ei, ca și acces la tehnologii, la tot ce este nou, sunt foarte avansați. Dar mă interesează cât de educați financiar sunt. Adică își cumpără produse de pensie privată în altă piață, când la noi în piață nu există o soluție. Practic, corect. Sunteți voi o soluție da. Alternativă și iarăși își țin bani în depozite. Ce vă spun dacă ați început să comunicați cu ei că iată un target pentru voi, un segment de clienți potențiali care au salarii, cele mai înalt salarii în piață, da? Dacă sunt media salariilor, da? Și probabil și un grad, cel mai înalt grad predispus pentru investiții. Fie antreprenoriat, că am întâlnit și așa specialiști IT care au plecat din IT și au început o afacere, și o afacere clasică, apropo, de exemplu, nu știu, în beauty, dar și alții care, nu știu, nu s-au dus neapărat în IT sau își cumpără pensii. Ce fac ei? Care e soluția pentru ei? Adică... Iarăși, din lipsa mecanismelor, din lipsa serviciilor astfel și lipsa cunoștințelor, foarte mulți oameni încearcă să facă ceva care este foarte riscant. Iar ne revenim la criptovalută și Forex.
Și sau iar și imobile. Vor câștiguri rapide. Vor câștiguri rapide. Și asta este tentația, să-ți dorești un câștig rapid cu un procent foarte mare de dobândă, necunoscând riscul. Și de aceea am început să mergem la companiile IT să facem prezentări generale pentru toți angajații companiilor, unde explicăm ce înseamnă să investești în valori mobiliare, ce înseamnă să fii proprietar a unei acțiuni într-o companie, deci să fii coproprietar de fapt la o companie, ce înseamnă dividende, ce înseamnă S&P 500, ce înseamnă evaluarea riscului și cam care ar fi potențialul la anumite fonduri de investiții. Și care sunt reacțiile? Care este feedback-ul de la ei? Foarte pozitive, fiindcă anume această educație de bază este foarte, foarte necesară și aș vrea foarte mult să văd că și în școli se predă. Asta era următoarea întrebare. Da. Aveți în plan să mergeți și cu proiect de educație pe zona asta în școli? Astăzi, Guvernul Republicii Moldova pune un accent foarte mare pe educația financiară. Banca Națională deci are activități. Chiar acum Expert Group a făcut o tabără de vară cu educația financiară unde a prezentat aceste concepte și această informație. Și eu sper foarte mult că și în școli, în curriculumul școlar, vor fi incluse astfel de lecții ca să ajute oamenii să înțeleagă deci, care sunt instrumentele disponibile și cum se aplică corect. Când planificați să consultați moldovenii să investească în Moldova? Pentru că noi avem nevoie să creștem Republica Moldova. Exact, da? Da. Deja sunteți, cât de avansat sunteți cu această idee? Adică și dacă există premizele, pentru că iarăși piața nu este pregătită sub aspect de instrumente, de legislație sau totuși există deja? Tot ce există cadrul normativ, există cadrul legal, trebuie să existe dorința și curajul de a face lucruri care nu s-au mai făcut. Și asta îmi place astfel de provocări. Dar noi avem o diasporă foarte mare din străinătate care ar vrea să vadă țară schimbată. Deci și au și ei resurse disponibile, pentru că eu aud, da, avem și noi clienți din diasporă care ne spun că suntem pregătiți, avem și gândirea și intenția să investim, căutăm soluții, cum să avem încredere în canale care ne stau la dispoziție, ar putea să apară la dispoziție pentru a investi în Republica Moldova. Și când ne uităm în ce am putea să investim. Bun, sigur, acum suntem în context de război, evident, orice investiție este mai riscantă, dar în condițiile în care îi se va vedea finalul acestui război, lumea va dori să revină, adică, da? Adică să investească, pentru că în piețele emergente, noi spunem că marjele de câștig sunt mult mai mari decât piețele stabile. Da. Tu ai menționat cifra de 8% media anual de creștere a bursei americane în ultimii 100 de ani. Da. Da? Pe când în Republica Moldova avem domenii, de exemplu, pe imobiliare, cel puțin oficial, cred că erau date mai vechi pe care le văzusem, imobiliare erau în cea mai mare profitabilitate, 30%. Uh-huh. Avem domenii cu profitabilitate și mai mare și mai mică, agricultura e destul de interesantă, da. Comerțul deja e cu o marjă foarte mică, adică aici avem jucători, se concentrează piața în comerțul modern, 4-5%, 6%, deci e o sumă destul de mică, deja nu mai faci din gheretă, butic, ceva, un antreprenor destul de puternic. Da, eu cred că trebuie să credem în noi înșine, trebuie să credem că Moldova are potențial și atunci când vorbim cu diaspora, noi vrem ca diaspora să se întoarcă. Vrem oameni care au învățat ceva, au experiența din vest, să vină acasă și să o aplice în produsele noi, servicii noi, dar eu știu că e foarte greu că atunci când ai ipotecă, când ai copii la școală, deci e foarte greu să lași tot, să te întorci în țară. Exact. Dar transferul bancar lucrează. Atunci când avem niște economii în vest și îți dorești să vezi o transformare a țării Moldovei, atunci noi invităm diaspora să participe la fonduri private de investiții. De ce și lansăm acest fond de investiții? Pentru ca să oferim încă oportunitate pentru diaspora să contribuie pentru un mecanism care este protejat de către instituțiile internaționale, Banca Mondială sau altele. Este posibil să luăm acea asigurare de risc politic sau niște mecanisme care dă încrederea. Cel mai important în orice investiție este să ai încrederea. Exact. În echipa care lucrează, în potențialul de creștere și va fi un exit de succes care poți să iarăși să-l reinvestești, să găsești alte oportunități. Toți investitorii caută oportunități de creștere rapidă. Moldova are o poveste frumoasă de potențial și trebuie să valorificăm acest lucru că mergem spre UE, mergem spre o schimbare, o transformare radicală a valorilor, a principiilor de lucru. Și eu cred că noi peste mai mulți ani, când vom ajunge în UE, noi nu o să ajungem așa cum suntem astăzi. Noi trebuie să ne transformăm pentru că să fim în mod egal să intrăm în acea comunitate.
ca să, să avem ceva să oferim de valoare comunității europene și iarăși putem să facem ca toți moldovenii din toată lumea să contribuie la această transformare. Bun, dar instrumentul care le va sta la dispoziție vor fi acțiunile acestui fond sau care va, cum vor putea investi? Adică că bănesc va fi alt mecanism decât ceea ce se propune acum pentru investitorii din Moldova pe piața SUA bursieră. Tot așa cum investițiile pe bursă de valori se bazează pe principiul de diversificare, ne propunem să investim în companii din Moldova care au nevoie de investiții dintre 1 și 10 milioane de euro pentru anumite proiecte. În ce domenii vedeți aceste investiții? Că asta e important. Cred că domeniul agroindustrial este important, de turism, de vinificație, de materiale de construcție, sunt diverse, iarăși același IT. În ce anume? De unde vine potențialul ăsta de creștere, nu știu, în agroindustrial, în turism? De exemplu, sunt domenii... Ce factori vă arată că aici este potențial? Și potențial de 10 milioane de dolari, că nu vorbim de lei. Da, da. Chiar și Guvernul Republicii Moldova a stabilit anumite sectoare industriale ca prioritare pentru dezvoltarea economiei noastre. Și ne ghidăm și de acest indice unde știm unde țara va pune prioritate și vor fi investiții, subvenții, ajutor. Strategia Națională de Dezvoltare Economică spune că statul vrea să investească, Ministerul Economiei vrea să dezvolte zona de servicii. Da. Mai puțin... Eu cred în aceasta, fiindcă Moldova, noi permanent spunem că Moldova nu are resurse naturale multe și este limitată la anumite chestii, dar noi avem oameni, avem cunoștință și investind în capacitatea noastră de a oferi servicii anume, atunci suntem egali cu orice altă țară. Creierii sunt aceiași distribuiți în toată lumea, egal. Dacă se educați. Da, și de ce trebuie să investim în educație? Fonduri similare în alte țări, de exemplu Armenia, în Georgia, au investit anume în universități care au crescut nivelul profesional. Eu chiar știu un exemplu, sunt și universități create cu fonduri americane, de exemplu în Georgia, care învață studenții, învață afaceri, schimbă nivelul de gândire și noi am văzut boom-ul Georgiei. Deși, spre regret, iată, acum aflăm că accesul Georgiei spre Uniunea Europeană a fost oprit, deci blocat datorită situației politice care există acolo. Dar, uite, fondul ăsta ce perspectivă are? Adică cât de repede vreți să apară această inițiativă? Când v-ați propus să lansați acest startup? Ne propunem să lansăm ăsta, la începutul toamnei. Okay, deci deja în acest an. Da. Deci acum se lucrează la lansarea lui și suntem în discuții avansate cu foarte mulți investitori instituționali, dar și individuali. Și chiar avem colegi care au companii din vest, moldoveni, care au avut exituri de succes, care ar vrea să participe la un astfel de inițiativă. Și eu personal sunt investitor de mai multe companii din SUA și chiar am interesul să investesc în companii din Moldova. Și atunci îmi spun colegilor, prietenilor, veniți, avem un fond, aveți încredere în echipa care face managementul acestui fond. Și un lucru care este foarte important este nu doar să venim cu bani, ci să venim cu expertiză ca să pregătim antreprenorii noștri care ar avea nevoie de o astfel de investiție să nu primească doar bani ca împrumut sau ca parte de acționari, ci să aibă și un suport de cunoștință, de know-how, de acces la pieți și astfel noi venim în suport financiar, dar și suport logistic, de cunoștință, de transformare a proceselor interne, pentru ca să ajutăm să treacă de acel prag de limitare care au astăzi. Dar este în mod normal în orice țară a lumii. Sunt companii unde fondatorii au lansat-o, au avut entuziasmul, au pornit-o, dar sunt în vârstă, copiii nu sunt interesați să facă sau sunt companii care pentru a merge la următorul pas suma de capital necesară este prea mare pentru a crește organic și a ajunge acolo. Ok, sau nu au acces la creditele bancare, spre exemplu. Dar cel mai des este problema de cash flow. Compania are o idee bună, are o piață de desfacere bună, are clienți foarte buni, echipă bună, dar ceva s-a întâmplat, nu are mijloace financiare, da. Să pornească, și atunci când băncile nu pot să ofere acel colac de salvare, într-un fel, vin companiile de capital privat, care vin ca și parteneri sau dau un împrumut convertibil, de exemplu, pentru a ajuta compania să iasă sau din probleme care le are, dar susținerea necesară, anume în cazul lor și dezvoltarea acestei pieți alternative de investiții este o prioritate pentru guvernul nostru. Și eu cred că va fi o susținere foarte mare la mai mulți actori
internațional și local pentru a face acest lucru o realitate. Eu susțin această idee. Părerea mea este că, într-adevăr, nu ne lipsesc aceste fonduri de capital care să poată să investească și cumva toate fondurile ne-au ocolit, avem foarte puține oportunități de genul ăsta și mă bucur foarte mult că ați venit cu această inițiativă. Mi-aș fi dorit să avem mai mult timp pentru discuția noastră, spre greu la TV timpul zboară repede și este limitat. Eu, Gen, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Am rămas încă cu multe întrebări nerăspunse, dar discutăm poate și în alt context. Mă bucur că putem să creștem nivelul educației și să oferim inclusiv prin voi aceste oportunități de investiții, de înțelegere mai bună a oportunităților care există în piață, ca și cetățenii noștri să poată să investească banii inteligent și să poată să aibă câștigurile dorite și un nivel de trai mai bun, o stabilitate, o previzibilitate mai bună. Da. Mai ales în contextul în care noi clar am stabilit că vectorul este unul european. Exact. Îți mulțumesc încă o dată pentru timpul tău. Îți mulțumesc. Prieteni, sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre, sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să ne scriți pe canalele noastre de social media. În final, vă mulțumim pentru că ați petrecut timpul cu noi astăzi și ne revedem vinerea viitoare de la ora 22:00. Până atunci, să aveți mult succes și inspirație în activitățile și afacerile voastre. We'll be right back.